bugetul pe anul ăsta, asta este cea mai mare tragedie. Bugetul de dezvoltare deja este consumat de creditele de angajament de anul trecut. Noi, la momentul de față, sincer, venim din inerție la muncă și pentru a rezolva problemele mărunte. Deci, în momentul de față, nu știu dacă o să avem cu ce să ne dezvoltăm. S-au mărit în mare salariile destul de consistent. Am sperat ca acesta să fie plafonul la care ajungem maxim și acolo să rămânem. Ulterior am observat că se preconizau creșteri permanente și ne puneau în dificultate. La mine lucrurile au fost foarte clare și matematică pură și atât. I-am chemat pe toți la masă și le-am spus: domnule, noi nu reușim să închidem bugetul. Și vă rog frumos, încercați să vă adunați în colectivul ăsta, văzut că sunt două sindicate ce funcționează la noi, și dați-mi voi o soluție. După 4 zile a venit și mi-a spus să renunț la investiții, să desfințez centrul cultural, să desfințez CUP-ul, care este societatea de curățenie a orașului, să renunțăm la tot. Da. Inițial, atât de spărat am fost încât am vrut să mă duc la 20% reducere. Cu atât am vrut să tai și eu salariile, dar n-am putut, pentru că grila de salarizare nu mi-a permis. Și atunci am renunțat, am mers doar pe 10% reducere. Practic să anihilez creșterea punctului salariului minim pe economie. Ceea ce am făcut eu cred că trebuia să fac orice primar. Pe mine mă șochează foarte tare că unul dintre oamenii care a lucrat la acest buget a fost primar, domnul Vulcov. Iar modul în care s-a prezentat bugetul și marea alocare către OAT-uri mi se pare o trăvită. În sensul în care, în momentul de față, există o creștere foarte mare. Ceea ce, la prima impresie, ar fi admirativ, wow, ce lucru bun au făcut ei. Dar, în continuare, ne anunță că preluăm toate cheltuielile sociale. Pe românește vă spun că creșterea pe care mi-au acordat-o ei nu cred că mi-acoperă acest deficit care apare prin preluarea asistenței sociale. Este puțin spus dezamăgire. Este ceva de-a dreptul crunt. Chiar nu știu încotro o să o luăm. O să vedem acum. Proiectul de buget n-a apărut cu toate anexele, n-am avut acces la toate informațiile. Încă nu știm încotro o să o luăm. Stăm, citim, facem o grămadă de variante, dar în orice caz este o perioadă foarte tristă. Vedeți bine că abia supraviețuim. Am încheiat anul pe brânci. Ni s-a spus că au fost nevoie de bani pentru PNDL 2, pentru fondul de investiții, pentru stațiuni. Dar în același timp eu constat că, de fapt, noi bani de dezvoltare nu prea să mai avem. N-am nicio explicație și sunt atât de copleșit de grijile mele și de greutățile pe care le am ca să răspund la niște întrebări care pentru mine sunt retorice. Timpul trece. Pentru noi ceasul e undeva sus și l-auzim din ce în ce mai tare. Mai avem un an și un pic până la alegeri și cetățeanului o să explic că am reușit să fac proiecte. Deci nu mai am niciun argument în discuția cu cetățeanul. Ceea ce îi spun cetățeanului Dorin, le spune și celor din vârf. Să mai stea un pic și pe scaunul nostru și să vadă ce înseamnă exact lucru cu omul zi de zi și cu nevoia cetățeanului. Pentru că toți am făcut niște promisiuni și ceea ce poate realizează sau nu, dar mai devreme sau mai târziu, greșelile lor le decontăm noi și greșelile noastre le vor deconta ei. E un lanț vicios. Cad eu azi, va cădea el mâine. Sunteți de acord cu felul în care conduce PSD-ul? Nu, nu sunt de acord. Nu. Dintr-un simplu motiv. Mie îmi place întotdeauna dialogul și îmi plac deciziile să fie luate de o echipă. Poate sunt luate de o echipă și nu știm noi, dar în modul în care ni s-a prezentat realitatea de la București de către fostul președinte al nostru, de Țuțuianu Adrian, nu sunt lucrurile chiar în regulă. Acum să mă ierte Dumnezeu și președintele meu, la o scară mai mică, tot un Dragnea era în județul Dâmbovița. Cu noi ăștia la ție, am și demisionat din funcția de vicepreședinte datorită unui conflict cu Adrian Țuțuianu, culmea, tocmai pe tema Dragnea. Eu nu am o problemă cu o mână de fier. Eu am o problemă cu faptul că deciziile trebuie luate de un grup. Deciziile luate de mai multe capete probabil că sunt mai bune decât cele luate de o singură minte. Am fost primul primar PSD care a semnat inițiativa celor de la USR fără penal în funcții publice. A fost o provocare la care eu nu am mai suportat să nu-i dau curs, de fapt, pentru că ajunsesem deja niște parii ai societății. Și am explicat, băi, dar nu suntem așa, dar nu e toată lumea cum credeți voi. Eu chiar am vrut să fac un gest pentru a le arăta oamenilor că și noi avem aceleași idealuri ca și ei. Mie mi s-a răstămăcit în fel și chip gestul meu, care a fost unul uman, simplu, nu de politician. Dar mă rog, sunt prea mărunt ca să intereseze pe ei un primăraj de la Pucioasa.